Bună seara, dragi prieteni! Se întâmplă lucruri interesante în cartelul Mafia Media, lucruri care vin să confirme faptul că am intuit foarte, foarte, foarte corect anumite legături și anumite complicități, inclusiv din justiție. Punctez nu neapărat pentru că ar fi cea mai importantă știre a zilei, dacă vreți, sau a ultimelor zile, ci pentru că este foarte important. În mod special este important pentru mine, pentru că am legătură directă cu acest subiect, dar este foarte important pentru că este acel tip de situație despre care am mai vorbit, care după ani și ani, în cazul de față după vreo 2 ani și ceva, vine să confirme la milimetru exact ceea ce intuiam eu în faza inițială, sigur, neavând foarte multe probe, dar având multe indicii pe care le-am expus, argumentat, și iată că timpul vine să demonstreze că am avut foarte, foarte mare dreptate. Am mai făcut un live scurt pe această temă, duminică seara, atunci când personajul despre care urmează să vă vorbesc era promovat pe România TV, dintr-un interviu, o emisiune, n-am înțeles exact, România TV, postul inculpatului fugar Sebastian Ghiță. România TV și Antena 3 sunt cele mai mari agenții de publicitate ale mafiei, ale hidrei din România. România TV este, în momentul de față, în ultimile luni, are puțin mai multă audiență pentru că tabloidizează foarte mult, merge foarte, foarte jos, o dă cu manele, cu nebunii, cu un clickbait absolut oribil, da? Este absolut jegos, este jegos după standardele OTV-ului, deci dacă le aplici standardele OTV-ului, sunt mult mai jos decât OTV-ul. Deci fac niște lucruri care îi stârnesc scârbă chiar și lui Dan Diaconescu. Și asta este o performanță senzațională. O performanță realizată de către redactorul șef România TV, cel mai mare sclav al inculpatului fugar Sebastian Ghiță, Eugen Kelemen îl cheamă. Un pripășit învățător de meserie sau ceva de genul ăsta de prin Șeghișoara, ieșit de sub fustele Corinei Drăgotescu în brațele lui Sebastian Ghiță. Bun, dar revenind la subiectul nostru. Știți live-ul meu de duminică, aceasta este mafia, judecătorul care a favorizat Antena 3, dă interviu infractorului Dan Voiculescu. Am vorbit despre judecătorul Ioan Popa, de la Curtea de Apel, cu care eu am avut un proces despre care vreau să vă vorbesc, pe care vreau să-l descriu puțin în detaliu, pentru că sunt foarte mulți oameni. Numărul celor care mă urmăresc acum pe canalul meu de YouTube este aproape de 3 ori mai mare decât numărul celor care mă urmăreau inițial când am început acest proces cu Antena 3. Și sunt convins că sunteți foarte mulți dintre cei care vă uitați la mine, care nu știți despre ce este vorba și vreau să explic aceste lucruri. Da? Înainte să explic aceste lucruri, vreau să vă vorbesc despre ce s-a întâmplat după acest interviu de duminică. Pentru că acest judecător, care a scris o carte, care este ideea, el a scris o carte, domnule, o carte despre cum Dragnea, în esență, avea dreptate și voia să elibereze justiția, domnule, cu mafioții pesediști, de statul paralel ce rău care confisca justiția. Și bineînțeles, unde putea el să fie promovat, eu am văzut prima oară. După aceea, în ultimile zile s-au întâmplat mai multe lucruri și despre asta vreau să vorbesc, pentru că tot ce s-a întâmplat în ultimile 3 zile confirmă ceea ce eu spuneam încă de atunci, da? Din păcate pentru mine, într-un proces foarte important, singurul proces pe care eu l-am deschis împotriva cuiva, împotriva celor de la Antena 3, am nimerit pe mâna acestui judecător, care a dat o soluție absolut scandaloasă, a anulat o hotărâre valabilă a Tribunalului București, prin care Antena 3, Mircea Badea, Mugur Ciuvică și Radu Tudor trebuiau să-mi plătească 6.000 de euro daune pentru că m-au discriminat acum foarte, foarte mulți ani. Și spuneam atunci, spuneam că ceva nu e în regulă cu acest judecător și iată că acum se dovedește că judecătorul este personaj principal, oameni buni. După ce mi-a dat mie hotărârea aceea, o să vă prezint detalii puțin mai târziu în acest comentariu. După ce mi-a dat hotărârea, la scurt timp s-a pensionat cu o pensie nesimțită de judecător și a fost făcut secretar de stat în Ministerul Justiției, oameni buni, de către Viorica Dăncilă. Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Și atunci când el a fost făcut secretar de stat în Ministerul Justiției, am spus, domnule, asta nu e o întâmplare. Că acest judecător care a încălcat legea și o să vă explic cum, favorizând Antena 3 și pe Dan Voiculescu, e numit secretar de stat în Ministerul Justiției. Și ceea ce se întâmplă acum, faptul că el este promovat pe tot cartelul Mafia Media de către principalii propagandiști ai Hidrei, este dovada că acest individ, faptul că el e promovat acum, are legătură cu motivele pentru care mie mi-a trântit procesul cu Antena 3. Nu sunt întâmplări, nu sunt coincidențe. Asta este ideea pe care încerc să o explic. Deci, duminică individul este promovat la
de către infractorul Dan Andronic. Dan Andronic este infractor, condamnat în dosarul Băneasa, unul dintre capetele Hidrei din România, și este judecat în alte dosare penale de corupție legate de Elena Udrea, care este patroana lui din punct de vedere financiar și din ce punct de vedere vreți dumneavoastră. Deci, Andronic este cum ar veni, dacă am urmărit filmul Nașu sau știți personajul Don Corleone. Da? Andronic e locotenentul principal al lui Don Corleone. În cazul de față, Don Corleone fiind Dona Corleone, da? Dona Elena Udrea, da? Regina șpăgii din România, după cum au denumit-o unii. Deci, acest judecător, și o să vă explic ce a făcut în procesul meu cu Antena 3, dar întâi vreau să vă dau tabloul actual, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi, în timp ce noi vorbim, la cartelul Mafia Media, da, la instrumentele de propagandă ale Hidrei din România, confirmă ceea ce spuneam eu de acum 2 ani de zile despre acest judecător ticălos și reprezintă motivele pentru care el a dat acea soluție în defavoarea Antenei 3. Deci este promovat duminică la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță, România TV, da, mogulul Ghiță, interviu făcut de infractorul Dan Andronic, infractor condamnat în dosarul Ferma Băneasa la 3 ani cu suspendare și multiplu inculpat în alte dosare penale. Ghiță este și el inculpat în dosare penale, fugit din țară, protejat în Serbia de guvernul pro-rus, da, toară și Ioan Popa dă interviu. Doar și Ioan Popa fiind intens promovat, nu întâmplător, ziua următoare. Unde? Pe Realitatea TV, televiziunea bidonului Gușă, bidonul PSD Cosmin Gușă și a infractorului Maricel Păcurariu, ca să vedeți oameni buni că astea nu sunt întâmplări, promovat cu Sorin Roș Castănescu, infractor și el, da? Oamenii ăștia sunt și asociați și colaborează acum într-un nou post Gold FM, Aur FM, că Gold așa se traduce din limba engleză, ca să vedeți cum funcționează treaba. Da? O vedeți aici pe Anca Alexandrescu, da? Șefa propagandei pușcăriașului Dragnea și foarte apropiată de pușcăriașul Dragnea, da? Și vedeți aici pe invitatul toarășei Anca Alexandrescu, da? Un domn cu care face emisiune, care vorbește despre cartea aici, citea din cartea judecătorului Ioan Popa, da, mai departe. Ioan Popa a promovat pe evenimentul zilei, da, publicația infractorului Dan Andronic. Ioan Popa promovat pe Capital, da, cu tremură justiția din România, un judecător a spus totul, a scris o carte. Știți câți judecători au scris cărți în ultimii 2 ani de zile? Sute de cărți. Nu e o întâmplare că tot cartelul Mafia Media face știri și emisiuni despre cartea acestui judecător care a dat acea soluție, da? Deci Capital este site-ul infractorului Dan Andronic, conform unei anchete DNA în care este trimisă în judecată Elena Udrea și în care un alt infractor, mogul de presă, Radu Budeanu, patron la Cancan și la Gându, și-a recunoscut vinovăția, și anume ce consta vinovăția lui, că i-a dus 4,8 milioane de dolari șpagă lui Elena Udrea de la Bogdan Buzăianu, băiat deștept în energie, care i-a mai dat șpagă Elenei Udrea pachetul majoritar de acțiuni de la evenimentul zilei și Capital, Andronic fiind proprietar de fațadă. O să vedeți în dosarul ăla ce se va întâmpla. Deci, Toarășu Popa, promovat pe România TV, cartelul Mafia Media, Sebastian Ghiță, de infractorul Dan Andronic. Promovat pe Realitatea TV, cartelul Mafia Media, da, în emisiunea Ancăi Alexandrescu, șefa propagandei pușcăriașului și infractorului Liviu Dragnea. Promovat pe evenimentul zilei, site-ul infractorului Dan Andronic, cartelul Mafia Media. Promovat pe Capital, judecătorul Popa, site-ul infractorului Dan Andronic. Promovat pe site-ul România TV, site-ul inculpatului fugar Sebastian Ghiță. Promovat pe Mediafax, da? Site-ul mogulului multiplu inculpat Adrian Sârbu, trimis în judecată pentru dosarul Mineriadei, om legat de Ion Iliescu și de piramida KGB, apropo de Ghiță și de Serbia, care a preluat România și l-a ucis pe Ceaușescu și în anii 90 a lipit România înapoi la Moscova, da? Promovat pe Mediafax, într-un interviu cu Ion Cristoiu, principalul propagandist al mafiei din politică, principala voce a cartelului Mafia Media, fost turnător la securitate. A fost turnător la securitate cu numele Coroiu. Ion Cristoiu a făcut interviul pentru Alep News. Mediafax este agenția de presă a multiplului inculpat Adrian Sârbu. Alep News este televiziunea deschisă de multiplului inculpat Adrian Sârbu, unde
Toareșul judecător Ioan Popa, da? Toareșului judecătorii s-a prezentat cartea. Pe unde a mai fost prezentată această carte? Pe gândul.ro, oameni buni, care este site-ul, da? O vedeți aici, da? Site-ul infractorului Radu Budeanu. Ca să închidem cercul, de-aia am pus gândul.ro la urmă. Deci toareșul Ioan Popa, judecător, este promovat de tot cartelul Mafia Mene. Cine este tovarășul Ioan Popa? Și aici am o discuție cu doamna Bircial, dacă o fi doamna Bircial, persoana cu care am discuția, da, doamna Bircial. Așa, nu știu, eu i-am propus să facem un interviu video ca să mă convinc că în spatele contului de Facebook chiar este doamna Bircial, o să vedem ce răspunde, da, cine este domnul Popa, da, promovat de Rodica Stănoiu la Ministerul Justiției în 2002, asta este articol G4 Media, a fost numit de PSD secretar de stat. Popa, un critic dur al întâlnirii dintre magistrații români și ambasadorii străini, în 9 mai 2019, după ce toarășul Popa a dat hotărârea prin care a scăpat Antena 3 de o mare belea. De ce, oameni buni? Nu e vorba numai de mine. E vorba de faptul că dacă acea hotărâre rămânea definitivă și Antena 3 îmi plătea mie daune, se deschidea calea unui precedent judiciar, în urma căruia, prin justiție, Antena 3 putea fi obligată de către toți cei care au fost denigrați pe acest post de televiziune să plătească daune imense și putea suporta falimentul. Acest judecător i-a salvat, oameni buni, de la o mare complicație judiciară și juridică, după care s-a pensionat și a fost numit secretar de stat. El cumulând în momentul de față două pensii speciale, oameni buni, ca să ajungem și la subiectul pensiilor speciale. Și după ani de zile, da, după 2 ani de zile, fiind intens promovat de către cartelul Mafia Media. De ce mă cer cu doamna Ana Bicial? Pentru că conform site-ului Curs de Guvernare și altor site-uri care sunt relativ ok, da? El a fost reactivat și susținut inclusiv de către doamna Ana Bircea, în momentul în care doamna Ana Bircea a fost ministru interimar al justiției și apoi ministru plin al justiției. Deci a lucrat la Curtea de Apel București până în vara lui 2018, când s-a pensionat. După ce i-a salvat poșta de la Antena 3, s-a pensionat și după aceea a fost răsplătit cu funcție în Ministerul Justiției. Sigur, acest articol este despre faptul că omul a scris niște inepții, a scris o carte sau o lucrare științifică în care a fost foarte misogin. A spus că femeile nu poate să fie judecător, că femeile, mă rog, nu intru în detalii, sunt niște mizerii scrise de către un individ care, vă dați seama, a educat în perioada comunistă, are 7000 de ani, a fost educat în perioada comunistă și este evident un individ profund marcat de mentalități sinistre, comuniste, staliniste, că nu e o întâmplare că susține tot acest cartel Mafia Media, care își trage rădăcinile în fosta securitate și în mafia izvorâtă din FSN, PDSR, din fostul partid comunist. Ce susține doamna Ana Bircial? Eu vă citesc de aici un mesaj ce mi-a fost trimis chiar și personal de pe un profil care aparent aparține domniei sale, după ce am făcut prima postare pe această temă și am pus citate din Curs de Guvernare, că inclusiv sub ministeriatul domniei sale a fost secretar de stat. Mesajul pe care mi l-a scris aici, e mai ușor să-l accesez de aici, da, din mesagerie, dar l-a pus și public la postarea respectivă. Dar nu mai găsesc exact unde a comentat și de-aia l-accesez de aici. Deci nu prezint un mesaj privat, nu prezint discuții private fără acordul persoanei, ci același mesaj pe care mi l-a pus public. Dar de aici pot să vi-l citesc mai ușor. Ce susține doamna Ana Bircial? Spune că acest domn judecător susține dânsa. Așa. Acest domn judecător a fost exact în momentul în care eu am fost numită ministru justiției și și-a dat demisia din funcția de secretar de stat. În realitate a fost dat afară de mine din această funcție pentru că i-am cerut demisia. Moment în care s-a dus și s-a plâns pe la PSD și ALDE, bârfindu-mă. În perioada mandatului meu de ministru plin al justiției nu am avut niciun secretar de stat. Tocmai pentru că am refuzat să-mi asum propunerile lui Dăncilă și compania. Așa se face că am ținut tot ministerul numai cu semnătura mea, semnând toate documentele, 30 de mape pe zi. Dăncilă am numit totuși un secretar de stat după ce îmi ceruse remaniera pe doamna Gabriela Zoană, care la 2 zile de la numire a intrat în concediu medical și a stat până când a căzut guvernul. Mie nu mi-e rușine de mandatul din fruntea Ministerului Justiției sau de activitatea mea ca vicepremier pentru parteneriate strategice. Și cine a fost de bună credință se informează exact ce am făcut eu. Vă rog să dați dovada de bună credință și profesionalist să rectificați insinuarea dumneavoastră. Iar pe viitor poate verificați informațiile. Deci doamna Ana Bircea, la postarea mea
în care eu am prezentat informații de pe site-uri credibile, da? Nu am luat informații de pe luju.ro, da? Foarte revoltat a postat acest comentariu spunând în esență un lucru important, spunând și dânsa dacă e adevărat sau nu. Ăsta e un cont, Ana Birce, al din care dânsa comentează, pare a fi contul dânsei. Eu i-am propus să facem un interviu video pe Messenger sau pe WhatsApp în care să-mi povestească ce-i cu acest domn. Dânsa susține că l-ar fi găsit acolo numit de către Dăncilă și că atunci când ea a devenit ministru plin, ar fi cerut demisia. Și că de-aia ar fi plecat acest om și spune expressis verbis că s-a dus la PSD și la ALDE. Deci face și ea legătura cu PSD și ALDE, legătură evidentă cu cartelul Mafia Media, oameni buni. Și acum haideți să vă explic că ne-am lămurit ce-i cu acest judecător și de ce este promovat pe cartelul Mafia Media. Haideți să vă explic ce a făcut acest judecător, ca să înțelegeți despre ce vorbim, cât de mare este nedreptatea care mie mi-a fost făcută la vremea respectivă. Eu am făcut un comentariu, de exemplu ăsta din 22 februarie 2019, procesul cu Antena 3, cât de mare este nedreptatea. Cu toate acestea eu susțin justiția, pentru că în opinia mea, a spus și atunci, chiar dacă am fost foarte dezamăgit, acest judecător este o excepție, nu este regula în justiție, dar este o excepție despre care trebuie să vorbim, la care trebuie să fim atenți în această perioadă, pentru că ne atrage atenția cu privire la oamenii pe care Hydra i-a folosit în sistemul de justiție ca să-i ajute pe mafioți, ca să-i scape de belele, cum a fost cazul de față concret. Ce s-a întâmplat, dragii mei, cu Antena 3? Și o să pun link-urile principalelor comentarii în acest comentariu și puteți să vedeți mai departe. În momentul în care infractorul Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare și s-a început executarea lui silită de către ANAF, Antena 3 a început să facă circ în stradă, proteste la Cotroceni, la nu știu ce, împotriva executării sediului Antena 3 de către ANAF în contul prejudiciului pe care ANAF-ul avea de recuperat de la Voiculescu, dacă nu mă înșală memoria, vreo 60 de milioane de euro, din care nici până ziua de astăzi nu s-au recuperat cei mai mulți bani. Atunci Antena 3 a făcut un protest în piața Constituției, la care și-a chemat toți telespectatorii. La protest, în schimb, n-au venit, au venit foarte puțini oameni și cei mai mulți dintre ei erau oameni în vârstă, pensionari. Badea, Radu Tudor, Ciuvica au pus poze pe Facebook și au apărut în poze niște oameni care erau cu plase de la catenă. Eu am scris un articol atunci în Evenimentul Zilei în care am spus, bă, ăștia nu mai convinc pe nimeni. Convinc numai oameni în vârstă și pe care mai reușesc să-i manipuleze și oamenii săraci, amăriți, uite, de la farmacie, au venit cu medicamente, se întâlnească cu derbedei ăștia care îi țin în stradă aiure. Ei au făcut 3 zile emisiune, a pornit din emisiunea lui Radu Tudor și a continuat în buletinele de știri și în restul emisiunilor. 3 zile m-au denigrat pe Antena 3, cum că eu aș fi fost nazist. Deci au mințit, pur și simplu. Și că eu aș fi spus că bătrânii trebuie uciși, o grămadă de nebunii. Deci o minciună totală. După care tot ei m-au reclamat la Consiliul de Combatere a Discriminării. În perioada respectivă eu, și de-aia m-a și afectat ce au făcut ei, și de-aia am și dat în judecată, eu comemoram decesul mamei mele în acel an. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine. În timp ce eram la comemorarea mamei mele, eu primeam mesaje pe Facebook, pe mesagerie, mesaje publice, postări de la telespectatori Antena 3 foarte isterizați de ce spuneau ăștia pe post, în care se spunea că vor să-mi violeze mama, că ar trebui să mă caute să-mi violeze mama, să-mi ucidă părinții, fel și fel de nebuni. Am făcut reclamație la CNA. Ce s-a întâmplat? CNCD-ul a analizat și a constatat că eu n-am discriminat. Deci, nu numai că comentariul meu n-a fost nazist, nici măcar n-a discriminat. 2. CNA-ul, care era foarte pro-Antena 3 și foarte PSD-ist, ca cum a fost atunci, așa e și acum, atât de grav a fost încălcarea legii, încât a trebuit să-i sancționeze. De ce? Pentru că la televizor, legea audiovizualului spune două lucruri foarte importante pe care ei le-au încălcat și pentru care au fost sancționați. 1. Nu ai voie să jignești la televizor, să proferezi injurii, să folosești un limbaj injurios, să insulți persoanele. Deci n-ai voie. Ei au folosit cuvinte injurioase la adresa mea. Nu mai contează, în toate felurile m-au făcut. 2. Dacă acuzi pe cineva de o faptă, trebuie să prezinți probe și să dai punctul lui de vedere. Ei m-au acuzat pe mine de o faptă care era chiar faptă penală, pentru că propaganda nazistă este infracțiune în România. Și n-au dat niciun fel de probe. Ei n-au prezentat un text al meu, o declarație a mea, ceva din care să rezulte că eu am comis acele fapte. Și n-au dat nici punctul meu de vedere. Deci ei au încălcat 3 prevederi ale legii audiovizualului. Au fost sancționați și eu m-am dus în justiție, dându-i în judecată pentru că au încălcat legea audiovizualului și m-au jignit la televizor,
M-au acuzat de ceva ce eu n-am făcut la televizor, da? Și nu au dat punctul meu de vedere așa cum îi obligă legislația audiovizuală. Și m-am dus cu hotărârea CNA-ului, cu hotărârea de la CNCD care a spus că n-am discriminat, cu editorialul meu, cu emisiunile lor, cu comentariile de ură pe care le-am primit, pentru că a fost foarte mult hate atunci, enorm, da? M-am dus la, în fața unui judecător al Tribunalului București. Derbedei ăștia, Antena 3 a avut doi avocați, Badea a avut avocat, Ciuvica avocat, Radu Tudor avocat, 5 avocați îmbrăcați cum, costume Armani, stilouri de alea cu peniță de aur, genți, nu știu de care, Gucci și ziceai, domne, că mă judec cu cine știe, cu cine mă judec, cu The Big Pharma, cu, nu știu, The Big Tobacco, deci ziceai că mă judec cu Dumnezeu, da? Erau toți acolo. Și instanța mi-a dat dreptate. Și a constatat, da, voi ați, l-ați calomniat pe ăsta, l-ați insultat, încălcând legea audiovizualului. Și voi ați încălcat legislația și trebuie să-i plătiți daune. Știu că în pledoaria pe care am ținut-o în fața instanței, pentru că ei au susținut, ei s-au ascuns după prevederile privind libertatea de exprimare, cu care și eu am câștigat foarte multe procese, care spun că jurnaliștii au dreptul să exagereze, au dreptul să folosească cuvinte agresive. Da, au dreptul, dar la televizor e legislație specială. Și toate aceste drepturi sunt în conexiune cu legislația specială. Da, ai dreptul să folosești cuvinte agresive. Da, ai dreptul să mă acuzi. Dar ești obligat să prezinți dovezi. Ești obligat să dai punctul meu de vedere. Înțelegeți? Ori eu i-am dat în judecată pentru că ei au încălcat acele prevederi legale. Nu neapărat pentru că erau cuvintele jignitoare într-un fel sau altul. E foarte important acest aspect pentru că este aspectul pe care l-a ignorat din punct de vedere legal judecătorul astăzi promovat de către tot cartelul Mafia Media și i-a scos pe ei din belea, oameni buni, da? Și justiția a decis, trebuie să-i plătiți daune câte 2000 de euro fiecare, Badea 2000 de euro, Ciuvică 2000 de euro, Radu Tudor 2000 de euro, 6000 de euro în total, în solidar cu Antena 3. Adică dacă ei refuzau să plătească, eu puteam să iau din conturile Antena 3 6000 de euro. Eu solicitând suma respectivă, eu intenționând să o folosesc ca să fac postări pe rețele sociale în care să promovez hotărârea judecătorească. Tot ceea ce vă spun, oameni buni, inclusiv motivarea hotărârii, este explicat în comentariile mele video, este pe blogul meu, dacă căutați Mălin Bot Proces Antena 3, vedeți hotărârea, da? Având dreptate, pun la cer și înapoi. Ăștia fac apel, mergem la curtea de apel. Tipul ăsta de procese sunt în două faze, da? Fond și apel. La curtea de apel nimerez la acești judecători. Eu nu mi-am pus problema atunci, eu am plecat de la ideea, domne, toți judecătorii sunt cinstiți. Eu nu m-am pus problema să-l caut pe judecătorul care îmi va judeca apelul, cine este el și ce a făcut el. Că dacă căutam, aflam ce? Că el a scris pentru luju.ro și a fost lăudat de Antena 3. Și puteam să-l recuz. Dar atunci eram puțin mai naiv, nu mi-am închipuit că mafia are chiar atât de multe legături încât poate o hotărâre legală și beton, că aveam dreptate, oameni buni. Eu eram chiar supărat că la forța financiară Antena 3, judecătoarea de la tribunal, care probabil s-a temut un pic de urgia care vine pe ea de la Antena 3, a dispus numai 6.000 de euro. Că dacă eram în America, dispunea 6 milioane de euro, de dolari să plătească nenorociții, da? Dacă așa ceva s-ar fi întâmplat în America. Ce a făcut judecătorul Popa? A anulat totul. Cum a anulat? Din punct de vedere legal. Ignorând faptul că ei m-au jignit la televizor, activitate care e supusă unei legi speciale, unei reglementări speciale, și au spus, domne, și el i-a jignit pe ei pe Facebook. Și pe cale de consecință ei au răspuns. Și el i-a făcut sclavii lui Voiculescu, ăștia l-au făcut nazist și pe cale de consecință de ce să-i plătească daune? Păi obiectul procesului meu nu era ce discuții am avut noi pe Facebook. Că eu știam că acolo n-aveam cum să emit daune, că am avut un dialog în care am schimbat replici. Păi nu ăla era obiectul procesului meu. Obiectul procesului meu era ce au făcut ei la televizor. Am făcut atunci o comparație pe care am folosit-o în instanță la Tribunalul București și care cred că a limpezit foarte mult lucrurile pentru instanță și a spus, domne, vătămare corporală. Una este ca eu să mă cert cu un vecin la scara blocului. Ne certăm de la cine știe ce. Eu îl înjur, el mă jură, îmi dă o palmă, îi dau un pumn, nu știu, vătămare corporală. Da? Alta este eu să mă cert cu el la scara blocului. Să ne urcăm în mașină amândoi, să plecăm la muncă și peste o oră să ne întâlnim la semafor. Și el să intre pe roșu în intersecție să-mi lovească mie mașina, da, să dea peste mine, pentru că încă a fost nervos de cearta noastră din fața blocului.
Păi nicio instanță nu va spune, da, domne, aveai justificare să intri pe roșu. De ce? Pentru că peste o oră în acel cadru noi eram șofer, era alt cadru legal. Și el trebuia să respecte roșu, indiferent ce am făcut eu lui. Și dacă eu îl băteam pe el măr în fața blocului, dacă el intră pe roșu cu mașina și dă peste mine peste o oră, atunci el este vinovat. Nu contează ce conflict am avut noi cu o oră înainte. E, judecătorul Popa, ca să justifice hotărârea, a ignorat acest aspect. Mai era o cale de atac la vremea respectivă la înalta curte. Cale de atac care este supusă unei proceduri speciale, numai în cazul în care avocatul mi-a explicat, eu am încercat, numai în cazul în care judecătorul n-a respectat procedurile. M-am dus ca un naiv, tot așa, la înalta curte, oameni buni. În ziua în care s-a judecat calea de atac, președinta înaltei curți era invitată în emisiune la Radu Tudor, cu care eu mă judecam, oameni buni. Vă dați seama cât de mare e mafia în țara asta? Era invitat în emisiunea lui. În ziua în care înalta curte judeca procesul meu cu el. Făcută, bineînțeles, senior face, ca să înțelegi, bă, prietene, noi controlăm tot. Te călcăm pe cap. Faptul că ai reușit tu ceva la tribunal, că ai avut dreptate, că ai nimerit la un judecător, la o judecătoare tânără, care e super ok și a înțeles și nu e pe vechea rețea comunistă, e bine. Dar vezi că mai sus în justiție e vechea rețea comunistă și noi te călcăm pe cap. Și asta s-a întâmplat. Și în alta curte mi-a dispus mie să le plătesc lor câte 1000 de euro la fiecare, 3000 de euro, daune, nu daune, cheltuieli de judecată, pe care le-am și plătit la vremea respectivă. Norocul meu că lumea, când s-a terminat procesul, mă susținea prin Patreon și am avut această posibilitate, da? Norocul meu, că n-aveam toată sumă, da? Atunci mi-aduc aminte că m-a ajutat Cosmin Bursașiu de la Oradea cu diferența până la final ca să plătesc. Eu mi-am plătit cheltuielile de judecată în termen. N-am făcut cum face Andronic acum, care refuză să-mi plătească cheltuielile de judecată. Ce s-a mai întâmplat după aceea? Că povestea nu se termină aici. Badea și Cuciuvică m-au dat ei pe mine în judecată. Mergând în tribunal și spunând, domnule, să ne plătească 250.000 de euro daune că ne-a făcut sclavii lui Voiculescu pe Facebook. Și bineînțeles că au pierdut procesele. De ce? Pentru că am avut acest argument. Pentru motivele că noi am avut o discuție în care Badea a vorbit mult mai urât, Ciuvica a vorbit mult mai urât pe Facebook, da? Și eu le-am răspuns la nivelul de limbaj în care ei au înțeles să comunice. Da, da, procesul meu inițial cu ei nu era pentru asta. Procesul meu era pentru ce au făcut ei la televizor, unde este o legislație specială. Exact cum am dat exemplu de mai devreme, noi ca persoane ne supunem unei legislații, dar în momentul în care facem niște activități speciale, cum ar fi șofatul, te supui în plus legislației codului rutier. Tot ceea ce faci tu la volan este judecat strict în contextul codului rutier, nu separat. Ei, imaginați-vă că cineva dă cu mașina intenționat peste altcineva și un judecător corupt vine și spune, da, domne, da, cu o oră înainte l-am jurat de mamă în fața blocului. Deci avea dreptul să dea cu mașina peste el, deci nu-l condamnăm că a intrat pe roșu la semafor și a dat cu mașina peste el. Păi vă dați seama că așa ceva niciunde nu ar fi posibil. Ei, uite că în România a fost posibil și uite că acel judecător care a dat acea soluție astăzi, deloc întâmplător, oameni buni, este vedetă pe televiziunile cartelului Mafia Media cu o așa zisă carte care vine să valideze teoriile mafioților, că vezi, doamne, ei sunt niște victime, domne, dar mai bine cum sunt ăștia toți victime, toți miliardarii ăștia și milionarii ăștia îmbogățiți inexplicabil într-o țară care, pe măsură ce ei se îmbogățeau, România sărăcea, da? Cum sunt ei nevinovați? Că dacă Andronic ar fi fost un jurnalist pârlit, da? Cu care să stea în chirie într-un apartament cu două camere undeva într-o comună de la marginea Bucureștiului, aș fi înțeles, domnule, e un pârlit. Bă, da, când ăștia toți sunt îmbogățiți până peste măsură, cum se declară ei victime, oameni buni? Eu, sigur, pentru mine a fost foarte nasoală acea experiență, pentru că a fost o nedreptate imensă, uriașă, da? A fost un exemplu de la în care mafia te calcă pe cap și îți arată, bă, vezi ce putere avem noi în țara asta, da? Dar pe de altă parte, acum când văd că individul e promovat pe cartelul Mafia Media și mi se confirmă exact că ăsta a fost omul mafie și că așa s-a dat acea hotărâre, mă bucur că lucrurile stau așa, pentru că pot să vin în fața publicului să demonstrez cât de multă dreptate am avut, dragii mei.